O firmă de succes din Pașcani intenționează să acorde câteva burse de excelență unor elevi cu rezultate foarte bune la învățătură, dar care au nevoie de sprijin financiar. Este vorba despre societatea Terox SRL, inițiativa aparținând managerului Doina Cepalis, cea care a fost premiată anii la rând pentru rezultatele obținute în business. Deocamdată nu se știe câte burse vor fi acordate și care va fi cuantumul lor, aceste detalii urmând să fie stabilite împreună cu sprijinul Comisiei de Învățământ din cadrul Consiliului Local Pașcani. Compania Terox și-a propus să sprijine excelența din școlile din municipiul Pașcani pentru că își desfășoară activitatea în acest oraș și pentru că trebuie să fim alături și de comunitatea acestui oraș. Să sprijinim copiii care sunt copii olimpici și care nu au resurse financiare pentru a-și continua studiile și pentru a atinge performanțele pe care le pot atinge, copii care nu își pot continua studiile pentru că provin din familii sărace, copii care au aptitudini, mă refer la artă, pictură, muzică și alte domenii. Și, într-un cuvânt, vrem să sprijinim excelența și să fim și noi alături de familiile acestor copii excepționali, care probabil nu au suficiente resurse materiale. O inițiativă asemănătoare a venit și din partea primarului Pașcanului, Dumitru Pantazi. El susține că va acorda și în acest an două burse de excelență pentru doi elevi pășcăneni. De asemenea, începând de anul viitor, va mai acorda încă două burse pentru doi studenți la agricultură sau zootehnie, așa încât, după terminarea facultății, să lucreze ca specialiști în cadrul societății agrocomplexe sa Pașcani. Edilul pășcănean crede că și alți oameni de afaceri din municipiu ar putea face la fel în condițiile în care pe piața muncii tinerii specializați în anumite domenii sunt la mare căutare. Școala 2012-2013 am acordat burse în valoare de 5.700 de lei printr-o asociație non-guvernamentală la doi elevi pe nume a Tudorei Andrei și Vasluianu Ana. Nu știu la ce școli activează, la Miron Costin, la liceul CFR, oricum, din câte știu, sunt elevi din municipiul Pașcani. Vom continua, vom prelungi contractul și pentru anul școlar 2013-2014. Părerea mea că ar trebui să se implice mediul de afaceri pentru că, pe de o parte, motivează acești copii și chiar poate să-i atragă în societățile unde au nevoie de forță de muncă și personal calificat. Eu mă gândesc să pregătesc pentru anul viitor, să pregătesc o bursă sau chiar două pentru studii superioare pe profilul în care activăm noi, după terminarea, absolvirea facultății, să revină în cadrul societății. Se vede că instituțiile de învățământ, pe de o parte, n-au posibilitate în toate să îmbine teoria cu practica, iar pe de altă parte, cererea de forță de muncă este limitată, este mică. Pășcănenii sunt solitari cu sinistrații din județul Galați în urma inundațiilor devastatoare din ultima perioadă. În cursul zilei de ieri, societatea primarului Pantazi, Agrocomplexe sa Pașcani, a trimis o tonă de făină de grâu la peste de Iași, organizație care se ocupă de strângere de ajutoare umanitare în acest sens. De asemenea, acea societate va mai trimite în cursul zilei de mâine 300 de kilograme de zahăr, 3 tone de porumb și 3 tone de grâu pentru sinistrații din localitatea Cudabii, Galați. În ziua de luni, am trimis la Iași, la organizația PSD Iași, care s-a ocupat de adunat bunuri și alimente, o tonă de făină de grâu și 300 de kilograme de zahăr. În cursul zilei de mâine voi trimite un autocamion de la societate cu 6 tone de cereale, 3 tone de grâu, 3 tone de porumb, le voi trimite
personal, deci personal. Le voi trimite din cadrul societății, cu delegat din cadrul societății, astfel încât să mâneze la persoanele care au avut de suportat consecințele inundațiilor de săptămâna trecută. Tot pentru a da o mână de ajutor sinistraților din Galați, preotul Dumitru Criste a declanșat o amplă acțiune de strângere de ajutoare umanitare la Biserica Sfântul Gheorghe din Pașcani. Acțiuni similare se desfășoară în majoritatea parohiilor din județ. Adresăm rugămintea de a ajuta pe frații și surorile noastre sinistrați din zona de sud-est a Moldovei. Apelul meu vine în urma ordinului și, dacă vreți, a rugăminții înalt preasfințitului Teofan a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru a ajuta pe cei care sunt în necaz, în lipsă și în suferință. Am decis ca aceste ajutoare aici, la noi, la Parohia Sfântul Gheorghe, să fie colectate în casa socială și în casa mortoară. De asemenea, organizația PSD Hârlău face un apel la cetățenii orașului să doneze materiale de construcții, bani, haine și alimente pentru a fi transportate sinistraților din județul Galați. Un bărbat din Valea Seacă, dat în urmărire internațională, a fost arestat. În cursul zilei de ieri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pașcani au organizat o acțiune pe raza de competență, ocazie cu care au depistat și reținut un tânăr în vârstă de 26 de ani din localitatea Valea Seacă, județul Iași, pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an de zile pentru infracțiuni la regimul circulației. În data de 16 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pașcani au organizat o acțiune de raza de competență, ocazie cu care au depistat și reținut un urmărit internațional de 26 de ani din localitatea Valea Seacă, pe numele căruia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoare, având executat un an de închisoare. Bărbatul a fost depus în penitenciarul Iași. Circulație îngreunată în această dimineață pe strada Crinilor din Pașcani, pe sensul de mers dinspre semafoare către capelă. Un morman de lemne lăsat în mijlocul drumului a pus probleme șoferilor. La prima vedere, conducătorii auto au crezut că este vorba despre nesimțirea unui cetățean care a descărcat mormanul de lemne unde a apucat. Însă o bătrânică a fost cea care a făcut comanda, iar cum șoferul camionului se grăbea, a lăsat încărcătura în drum. În fața casei femeii și-a făcut apariția și un echipaj al poliției locale care a somat-o pe pășcăneancă să mute lemnele din stradă. Doamna Doamne, deci ceea ce a făcut dumneavoastră aici, vă spuneți, este contravenție, conform hotărârii locale de exerciții din Pașcan. Noi să vă dăm o somație, vă să aveți oameni la treabă, vă dăm o somație în termen de jumătate de oră să fie gata aici. Deci s-a blocat inclusiv afiera de circulație plus trotuarul. Bătrâna le-a explicat agenților că nu este de vină pentru această situație, iar în jumătate de oră, cu ajutorul unor muncitori, a reușit să ducă în curte obstacolul de pe șosea. Ei, m-am basculat cu mașina și acum îmi car în curte. La începutul noului an școlar, pachetul pe care elevii pășcăneni îl primesc în fiecare zi va fi mai sărac decât anul trecut, cel puțin deocamdată. Licitația de atribuire a contractului de distribuție a merelor nu a început, așteptându-se ca în fiecare an o hotărâre de guvern care să stabilească valoarea și greutatea fiecărui măr care să fie distribuit beneficiarilor. Imediat după emiterea acestei hotărâri, Consiliul Județean Iași va demara procedura de licitație conform celor spuse de purtătorul de cuvânt al instituției, Marius Purciu. Ieri, 16 septembrie, prima zi anului școlar, a început furnizarea și distribuția produselor lactate și de panificație, conform programului Lapte și Corn. Consiliul Județean a reușit acest lucru, este printre puținele consilii județene care a reușit să împartă aceste produse încă din prima zi de școală, pentru toți cei 97.000 de elevi din județul Iași, care, elevi și preșcolari care sunt incluși în acest program. În ceea ce privește furnizarea și distribuția merelor către elevi, așteptăm o hotărâre de guvern, o hotărâre care trebuie emisă în fiecare an, prin care să se stabilească valoarea și greutatea fiecărui măr care va fi distribuit. Imediat ce va fi emisă această hotărâre, vom lansa procedura. Noi avem documentația realizată, așteptăm emiterea acestei hotărâri. Astfel, cei 97.000 de preșcolari și elevi din județul Iași care sunt incluși în acest program au primit din prima zi de școală gustarea asigurată de stat. Însă pachetul este momentan incomplet, mărul fiind deocamdată tăiat de pe listă. Micuții, dar și părinții acestora sunt mulțumiți de pachetul oferit de stat.
Probleme mari sunt însă la decontarea abonamentelor elevilor navetiști. Aceștia nu și-au mai primit banii de la începutul anului calendaristic, deși demersuri au fost făcute din partea directorilor unităților de învățământ din Pașcani către Inspectoratul Școlar și chiar către parlamentarii pășcăneni. De exemplu, directorul Liceului Miron Costin din municipiu, profesor Carmen Apostol, a spus aseară în cadrul emisiunii Pulsul Zilei, moderată de Cătălin Cojocaru, că a vorbit personal cu senatorul Florin Constantinescu pentru a face o interpelare în acest sens și problema să fie rezolvată. Până am văzut acum, chiar au limitat la o anumită sumă de bani acești decontari, chiar și mai rău decât acum. Nu știu dacă am rămas vreodată chiar așa restanțier cu 9 luni. E foarte greu pentru cei care nu au bani. Greu. Se pune practic problema dacă mai vin sau nu la școală. La școală, exact. Bun, aveți cazul de abandon din acest motiv? Nu. Dar vă așteptați să fie? Nu, eu mă gândesc că nu. Nu avem navetiști la o distanță mai mare de 25 de kilometri, adică mă refer aici Sirețel, Vânători, cam aici sunt cele mai lungi rute și sperăm că nu. Eu am să mai încerc și noi. Am încercat, m-am pus prin intermediul domnului senator să mai facă eventual o interpelare în Parlament, dacă nu, tocmai pe această temă. Prichindeii din clasa pregătitoare de la Școala Generală Blăgești au avut astăzi parte de o surpriză. Organizația de femei PSD de Pașcani a împărțit dimineața celor 18 copii ghiozdane cu rechizite și dulciuri. Micuți au primit cu bucurie darurile, iar în numai câteva clipe fiecare și-a scos pe masă culorile, cariocile, caietele sau plastilina. Domnul? Domnul primar! Și ce v-a dorit domnul primar? Ce-a primit? Ghiozdănele, da? Ghiozdănele! Și înăuntru ce ați avut acum? Dulciuri! Numai dulciuri astăzi, deci asta e primul. Pentru rechizite călătoare, da? Da. Primit ghiozdan, am primit și creioane, și carte de desenat, și două cărți de foaie venină și foaie de scris. Președintele organizației PSD, Gabriela Nedelcu, a precizat că acțiunea face parte din programul Zâmbet de Școlar, iar în fiecare an se desfășoară în câte o școală cu scopul de a sprijini copiii și a preveni abandonul școlar. Astăzi, împreună cu domnul primar Dumitru Pantazi și cu membrii ale organizației de femei PSD Pașcani, am adus, spunem noi, un zâmbet în sufletul și pe chipul boboceilor de la clasa pregătitoare din Blăgești, aducându-le în dar ghiozdănele cu rechizite, cu dulciuri, astfel încât să înceapă școala cu tot ceea ce le trebuie. Este un program mai vechi al organizației noastre de femei a PSD Pașcani, prin care încercăm să milităm pentru integrarea școlară a tuturor copiilor și să prevenim abandonul școlar. Deși este greu de crezut, 10 de cereri din partea oamenilor de afaceri locale așteaptă să fie rezolvate de ani de zile la Primăria Pașcani. Este vorba despre cereri de concesiune sau închirierea domeniului public pentru realizarea unor investiții, mai ales în domeniul comerțului. Cele mai multe dintre ele au rămas fără răspuns, chiar din timpul fostei administrații, deși termenul legal pentru rezolvarea lor este de maxim 30 de zile. Și actuala administrație a încercat să găsească o soluție pe această temă. A trecut deja un an de când consilierul Vasile Peșca a cerut legislativului local să analizeze, în regim de urgență, toate cererile de concesiune. Doar câteva dintre ele au fost rezolvate, iar restul nu au ajuns încă la mapa consilierilor. Problema a revenit în atenția legislativului local în ședința extraordinară de vineri. La punctul diverse, consilierul Dragoș Ionescu a cerut explicații executivului. Domnul primar, în ce stat stăm cu concesiunile? Pentru că observ că în Pașcan se construiește încă și fără alte documente. Asta e punctul 1 și punctul 2. Ce s-a întâmplat cu piața din gard? Procesul s-a câștigat, nu s-a câștigat, în ce stat contractele? Dacă sunt, dacă nu sunt? Mai aveți alte întrebări? Mulțumesc. Domnule primar? Privind concesiunile,
Avem evaluatorul, să facem evaluare la toate ocupările, cum să le zic, abuzibile, neabuzibile, toate ocupările pe domeniul public. Facem evaluare, o să venim în ședință de Consiliu. Deci ăsta este ritmul pe care îl putem, cu personalul pe care îl avem, ritmul de lucru pe care îl putem avea în cadrul acestei instituții. În replică, primarul a precizat că principala problemă ar fi lipsa de personal. Am solicitat să ne deblocheze posturi, să putem angaja oameni. Nu avem niciun om la audit, nu avem niciun om fixat pe post la investiții, nu avem niciun om pe asociații de proprietari. Sunt 11 posturi unice unde nu avem niciun om angajat. Sunt compartimente care ar trebui, la care ar trebui suplimentat numeric personalul. Și acest personal trebuie să-și ia concediu și acest personal se mai îmbolnăvește, Doamne ferește. Câteva ore mai târziu, în cadrul emisiunii Pulsul Zilei, edilul Pășcănean a lăsat să se înțeleagă că de vină ar fi și unii funcționari publici din primăria Pașcani, care ar bloca în mod intenționat cererile de concesiune, la mijloc fiind vorba de interese materiale. Pantazi a mai spus că nu poate lua măsuri radicale împotriva lor din cauza legislației protecționiste și mult permisive la adresa funcționarilor publici, dar și din cauza lipsei de reacție a cetățenilor care refuză să reclame astfel de abuzuri. Indirectă? Da, dați-i afară. Păi știți bine ce pârghie are primarul să dea un funcționar public afară. Calificativul de la sfârșitul anului și comisie de disciplină, cunoașteți procedura foarte bine. Ghinion pentru un bărbat din județul Covasna a venit la rude în Pașcani în cursul țiilei DER. Covăsneanul, în vârstă de 64 de ani, a ajuns în compartimentul de primiri urgențe după ce a suferit un infart. Acesta le-a declarat medicilor că dintr-o dată a început să simtă dureri puternice în piept și a venit la spital pentru un control. Însă, în urma analizelor, doctorii urgentiști au stabilit că pacientul tocmai suferise un infart și a fost la un pas să-și piardă viața. Potrivit cadrelor medicale, bărbatul a avut noroc că s-a prezentat imediat la spital și astfel a aflat de afecțiunea gravă pe care o suferise. La scurt timp de la prezentare, bolnavul a fost transferat la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași pentru tratament de specialitate. Un caz deosebit, un bărbat de 64 de ani din Covasna cu infart miocardic acut inferior, care a fost trimis de urgență la Institutul de Boli Cardiovasculare pentru a se face conform procedurii tratamentul de urgență pentru recuperare. Bestia cu chip de om care a bătut o bătrână până a intrat în coma a fost arestat preventiv. Ovidiu Tomescu din satul Heci a fost introdus în arestul IPJ Iași după ce magistrații tribunalului au admis propunerea procurorilor. Bărbatul, care a mai fost închis pentru aceleași fapte de violență, s-a răzbunat pe soacra sa pe motiv că fosta soție a rumblat cu un alt bărbat. În data de 13 septembrie 2013, tribunalul Iași a fost sesizat cu o propunere de arestare preventivă referitor la inculpatul Tomescu Ovidiu Costel. Instanța, în dosarul 9663/99/2013, a dispus arestarea preventivă a acestui inculpat pentru o perioadă de 29 de zile. Potrivit anchetatorilor, agresorul le-a amenințat atât pe soacră cât și pe fosta soție că le va omorî pentru că cea din urmă a decis să continue viața. Din primele informații, se pare că bătrâna se află în continuare în stare gravă la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Bătaie zdravănă încasată de un localnic din comuna Lespez în seara zilei de duminică. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a ajuns în compartimentul de primiri urgențe după ce a încasat o greblă în cap. În urma unui conflict spontan, bărbatul, care se afla și sub influența băuturilor alcoolice, a fost bătut de un consătean. Agresorul nu s-a lăsat cu una cu două și, având în mână o greblă, a lovit victima în zona capului. Martorii, când l-au văzut pe bărbat plin de sânge, au sunat după ajutor. Un bărbat de 40 de ani din Dumbrava, policontuzionat prin agresiune, a fost lovit cu o greblă la nivelul extremității cefalice, cu traumatism craniocerebral, cu o plagă contuză, a plecat la neurochirurgie pentru computer tomografie.
Hoții de lemne prinși în flagrant de polițiști în cursul zilei. De agenții postului de poliție Valea Seacă au organizat o acțiune pe linie silvică în vederea depistării persoanelor care taie ilegal și sustrag arbori. Cu această ocazie, trei suspecți, toți din comuna Valea Seacă, au fost prinși în timp ce tăiau arbori fără drept. Polițiștii din cadrul postului de poliție Valea Seacă au organizat o acțiune pe linie silvică în vederea depistării persoanelor care taie ilegal și sustrag arbori, ocazie cu care au fost prinși în flagrant trei bărbați, în timp ce tăiau arbori fără drept. Au fost ridicate în vederea cercetărilor uneltele folosite de aceștia, în cauză fiind întocmite acte premergătoare sub aspectul săvârșirii infracțiuni la codul silvic. Un grup de trei elevi și doi profesori de la Colegiul Ștefan cel Mare din Hârlău au plecat în această dimineață într-un schimb de experiență în Franța. Acțiunea face parte dintr-un proiect Comenius intitulat Patrimoniul istoric ajută la construirea Europei, din care fac parte și țările Germania, Polonia, Italia, Turcia și Bulgaria. Mai exact, vizita va avea loc în orașul Anjar și va dura 4 zile, timp în care elevii vor face un schimb de experiență în ceea ce privește istoria celor două țări. Sunt foarte încântată să fac parte în acest proiect, pentru că am ocazia să cunosc elevi noi și să socializez. Menționăm că aceasta este a treia mobilitate din cadrul proiectului. La începutul anului, 3 profesori și 25 de elevi au fost plecați în Bulgaria, în orașul Petriș.